Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Prea multă exaltare în rezolvarea unor probleme în plan profesional poate face mai mult rău decât bine, pentru că veți fi foarte predispuși la erori. Ceva mai multă moderație vă poate fi de mai mult folos. Climatul familial se anunță ceva mai tulbure, mai complicat astăzi. S-ar putea să vă confruntați cu probleme ale unor apropiați, de la care nu va fi imposibil să vă eschivați, nici nu este indicat, pentru că sunteți parte colaterală în aceste probleme. Deci nu ar trebui să ignorați ceea ce se întâmplă. În plan sentimental, dacă nu veți renunța la criticismul exagerat, cu greu veți reuși să găsiți pe cineva pe placul vostru. Horoscopul zilei Taur. Se pare că în domeniul profesional frustrările vor fi la ordine zilei. Nu veți reuși în multe dintre demersurile pe care le veți iniția în acest domeniu, de aceea ar fi bine să reduceți până la un minim acceptabil întâlnirile și angajamentele profesionale. Se poate să aveți parte de momente emoționale cu impact semnificativ care să vă răscolească în plan sentimental. Nu vă lăsați tulburați de chestiuni de mult trecute, ci priviți cu încredere și optimism spre viitor. Comunicarea cu familia trebuie îmbunătățită substanțial. Părerile voastre contează, dar și ale celorlalți. Așa că trebuie să țineți cont de tot ceea ce au ei de spus, pentru ca lucrurile să funcționeze bine cu adevărat. Horoscopul zilei Gemeni. Veți fi în formă în această zi, capabil să vă adaptați în funcție de necesități și să trageți maximum de foloase din desfășurarea evenimentelor. Acest lucru vă favorizează atât în plan personal cât și în plan profesional. Nu vor lipsi nici contestatarii. Însă argumentele voastre vor fi mai puternice și veți reuși să vă impuneți cu mai multă fermitate. Astăzi astrele vă susțin și fac ca vocea voastră să fie mai puternică decât a celorlalți. Atenție să nu vă extaziați mult prea mult de reușitele pe care le veți obține. Dacă o veți face, este un mare risc să apară greșeli. Fiți ceva mai fermi în încercările de a vă îmbunătăți personal. Horoscopul zilei Rac. Premise potențiale de câștig există, cu siguranță pentru această zi. Cuantumul depinde de modul în care veți ști să fructificați ocaziile care se vor ivi. O zi cu ocazii favorabile nu trebuie ratată, pentru că nu se mai știe când veți mai prinde alta și nu trebuie să lăsați ca timpul să treacă în zadar. Este o zi benefică și pentru viața voastră sentimentală, pentru că vă veți afla în perfectă armonie cu persoana iubită. Pentru cei singuri, se poate să apară chiar mai multe ocazii de a cunoaște potențialii parteneri. Climatul familial va fi, în general, liniștit și furnizor de calm și relaxare. Este important să întrețineți bune relații cu membrii familiei. Horoscopul zilei Leu. Percepția rapidă a desfășurărilor de evenimente vă poate fi de mare ajutor pe parcursul acestei zile. Veți avea de-a face cu o multitudine de situații care mai de care mai solicitantă, în care veți fi chemați să interveniți și să găsiți soluții cât mai rapid posibil. Ziua va fi extrem de încărcată și vă va secătui literalmente de puteri. În aceste condiții va fi imperativ necesar să găsiți spre finalul zilei modalități de a vă relaxa, de a vă reîncărca bateriile. Ar fi bine ca în planurile voastre de acest gen să luați în considerare și partenerul de relație, iar eventualele probleme familiare să fie rezolvate cu calm și diplomație. Horoscopul zilei Fecioară. În familie va domni o atmosferă relaxantă, iar acest lucru vă va permite să vă îndreptați atenția asupra altor chestiuni unde lucrurile nu sunt tot la fel de liniștite. Va fi nevoie să depuneți eforturi susținute pentru a finaliza un proiect foarte drag vouă și la care lucrați de mai multă vreme. Trebuie să fiți foarte atenți să nu faceți greșeli pe ultima sută de metri. Fiți atenți la unii așa zis prieteni care vă pot juca feste, ce v-ar putea afecta destul de puternic, mai ales în plan psihic. A vă lăsa cuprinși de pesimism pe parcursul zilei poate fi extrem de dăunător. De aceea este imperativ necesar să vă păstrați optimiști, dar și realiști în egală măsură. Horoscopul zilei Balanță. Totul va fi mult mai ușor decât se părea la început, așa că nu este cazul să vă panicați, ci să luați lucrurile unul câte unul, treptat, până rezolvați toate chestiunile de pe agenda zilei. Dacă vă veți organiza eficient, veți observa că vă va rămâne destul timp și pentru voi înșivă. Profitați de acest timp pentru a rezolva anumite chestiuni personale, în primul rând pe cele din cuplu, dacă este cazul. Contextul astral vă sprijină în acest sens, deci ar fi păcat să nu profitați. De asemenea, este un moment foarte potrivit pentru a cultiva relații profitabile cu persoane influente, care vă pot fi de mare ajutor în viitor.
Horoscopul zilei, Scorpion. Cu puțin efort veți reuși să găsiți echilibrul între muncă și relaxare. Veselia va reveni în viața voastră, iar relațiile cu apropiații se vor îmbunătăți considerabil. În plan profesional, nu faceți eforturi deosebite pentru a realiza cât mai mult, pentru că nu este un moment foarte propice pentru a vă face remarcați. Dimpotrivă, vor exista numeroase obstacole care vor trebui depășite, unele dintre ele destul de dificil. Așa că din acest punct de vedere, mai bine ar fi să menajați eforturile pentru momente de mai bun augur. În discuțiile cu prietenii, nu vă manifestați regizi și imperioși, ci acceptați și opiniile acestora, arătând flexibilitate și diplomație. Horoscopul zilei, Sagitător. Nu vă asumați riscuri nejustificate pentru că ați putea suferi pierderi grele. Gândiți bine fiecare pas și nu vă abateți în ultimul moment de la planuri bine gândite și puse la punct, decât doar dacă acest lucru este imperios necesar. În plan personal, vă va fi mai ușor să vă exprimați sentimentele față de cea persoană care contează, decât ați fi crezut. Ideile vor veni de la sine, iar vorbele vor ieși firesc și vor transmite mesajul pe care îl doriți. Acest fapt va crește șansele de a pune bazele sau de a consolida relația de cuplu. Fiți voi înșivă și nu vă mai tot comparați cu cei din jur. Promovați-vă propria individualitate. Horoscopul zilei, Capricorn. Gelozia se va face resimțită în relația de cuplu, fapt care va tulbura apele în această direcție. Cu sau fără justificare, va agita spiritele în plan sentimental și va crea o atmosferă închisă conflictuală, care își va pune amprenta asupra personalității voastre de-a lungul întregii zile. Este bine să faceți eforturi ca situația să nu scape de sub control. În plan profesional, nu par să se ivească nori negri, însă nici nu există premise pentru o zi strălucită din acest punct de vedere. Rutina își va spune cuvântul și seara vă va găsi într-o dispoziție plictisită, lipsiți de chef. Nu vă lăsați prada acestei stări de spirit nocive. Faceți orice vă priește pentru a ieși din ea. Horoscopul zilei, Vărsător. Va fi o zi foarte satisfăcătoare din punct de vedere sentimental, cu atât mai mult cu cât și partenerul de relație va fi pe aceeași lungime de undă cu voi. Cei singuri vor avea șanse multiple să-și găsească un partener compatibil. Climatul familiar va fi dominat de bună înțelegere, atât în relația cu partenerul, cât și în relația cu copiii. În plan profesional este posibil să apară o serie de probleme de natură legală, care să vă tulbure ziua. Trebuie să fiți obiectivi și să vă apărați cu tărie punctul de vedere și poziția adoptată. Va fi ceva mai dificil într-un anumit context, însă este bine să vă mențineți pe poziții, să aveți o atitudine fermă. Horoscopul zilei, Pești. Este o zi favorabilă rezolvării în bine a chestiunilor sentimentale. Relațiile emoționale în care veți fi implicați vor evolua într-o direcție bună, ceea ce nu poate decât să vă bucure și să vă îmbunătățească substanțial starea psihică. Veți avea parte de o serie de schimbări surprinzătoare, însă de bun augur, așa că nu trebuie să vă faceți griji. Dimpotrivă, este bine să mai ieșiți din rutina obișnuită și mai aveți parte de ceva variațiuni în viața voastră. Puteți conta pe prieteni care vă vor fi aproape atunci când veți avea nevoie. Dacă simțiți că anumite chestiuni vă depășesc, nu ezitați să cereți sprijin competent, pentru că astfel vă asigurați de reușită. Horoscopul zilei de azi.